Medalie de argint pentru reghineanul Tamas David la competiția internațională de judo. Micul sportiv a participat la Cupa Tenkes din localitatea Șiklós, Ungaria, unde s-au întrecut copii din 6 țări. Reghineanul a concurat alături de samurai din Voiniceni, iar împreună au adus 6 medalii. În perioada 29-31 august, samuraii din localitatea Voiniceni au participat la a 13-a ediție a prestigioasei competiții internaționale Cupa Tenkes din localitatea Șiklós, Ungaria. Au luat parte 350 de sportivi din 6 țări europene: Croația, Serbia, Cehia, Bulgaria, România și Ungaria. Sportivii din Voiniceni, împreună cu cei din Baia Mare, au reprezentat cu succes România, aceștia obținând în final fiecare câte o medalie la categoria la care au luptat. Între aceștia s-a numărat reghineanul Tamas David, care a ocupat locul 2 la categoria U19-30 de kilograme. Colegii micului sportiv reghinean au adus și ei încă 4 medalii, fapt care îl determină pe Laurențiu Gliga, președintele clubului, să se declare mulțumit de evoluția sportivilor. Potrivit sportulmureșean.ro, planul clubului care activează în Voiniceni este ca peste 2 săptămâni să ajungă la o altă competiție în străinătate, după care să pregătească a 4-a ediție a Cupei Mureșul-Cisga, unde speră să primească, la fel ca în anii trecuți, în jur de 600 de sportivi. Acestea au fost știrile din sport. Sunt Oana Mărginean, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine, la aceeași oră. La revedere!